Bună seara tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ne revedem la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 24 ianuarie pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Voi începe cu zodia gemeni, haideți să vedem. Văd că în această zi veți fi un pic volubili, poate ce privește o distrare sau ceva ce nu se conclude. Văd o incertitudine pentru voi în această zi și văd că totuși veți avea parte de inteligența necesară pentru a ieși dintr-o problemă sau pentru a rezolva o problemă. Veți fi mai inventivi, veți avea mai multă energie și mai multă agilitate. Mintea dumneavoastră va acționa mai bine, va fi la cote maxime. Veți avea noi idei și văd că veți fi foarte abili în ce privește mentalul dumneavoastră, vă veți exprima mai clar în ce privește discuțiile sau ideile, ceea ce doriți să faceți cu alte persoane. Dar văd totuși că ceva va fi în întârziere pentru dumneavoastră. Anumite probleme sau complicanțe vor veni în viața dumneavoastră. Deci, da, din cauza unei persoane care nu este sinceră, vedeți? Vulpi aici. Îmi spune că aici o persoană își privește interesul. Este egoistă și își privește doar propriul interes. Deci aveți grijă că e nevoie să fiți mai isteți, să fiți mai isteți pentru că cineva la locul de muncă sau cu cine veți colabora va încerca să vă manipuleze, să vă învârtă așa cum dorește ei. Dar, deci nu este o persoană fedelă, da? Este o persoană care nu va duce la bun sfârșit ceea ce a spus sau ce și-a propus și va încerca să vă distragă. Poate pentru unii cifra 14 are un rol important. Haideți să vedem. Și văd că veți primi un mesaj. Poate pentru alții cifra 27. Va veni un mesaj în această zi pentru voi. Sau poate ceva, un mesaj, un mail, ceva, un test, veți primi un test sau chiar și o scrisoare, de ce nu prin poștă, poate din partea unei instituții. Sau va trebui dumneavoastră să scrieți sau să registrați anumite lucruri sau să vă ocupați de documente, să rezolvați anumite probleme, situații. Dar văd că veți reuși pentru că veți avea o minte abilă, cum să zic eu, veți inventa și veți avea foarte multe idei. Veți fi inventivi să rezolvați această problemă. Dar e nevoie de forță interioară, e nevoie de forță și de curaj, pentru că văd că veți avea și un pic de sfide, preocupări, văd că totuși veți primi, cum să zic, o recunoștință, pentru că păreți o persoană puternică, păreți o persoană bună, știți să faceți față provocărilor, știți să faceți față sfidelor și lumea văd că vă va recunoaște meritele. Lumea vă vede o femeie sau o persoană intuitivă, o femeie senzuală, o femeie profundă și văd că familia are așteptări de la dumneavoastră și poate pentru alții un 5 are o importanță sau vârsta de 32 de ani, dar văd că ceva va întârzia să apară. Și ceva se va complica, poate, din trecutul dumneavoastră și poate duce la ansie sau preocupări. Da? Și duce la iluzii acest lucru în ce privește o problemă din trecut, din familia dumneavoastră chiar. Vreau să zic că aici există foarte mult, cum să zic eu, sunteți în centrul atenției sau cred că veți primi recunoștința muncii dumneavoastră, a sacrificiilor dumneavoastră. Da, deci vi se vor face recunoscute meritele într-o situație anume. Haideți să vedem și ce spun îngerii pentru zodia Gemeni.
să te liberezi de dubii și de preocupări, cum spuneam. Dubiul este normal când este trimis din vocea ta interioară. El te aviză că ceva pentru tine este greșit. Îngerul Uziel, forța lui Dumnezeu, vezi, din nou a ieșit forța și curajul, te ajută să creezi o atmosferă liberă de dubii, frici și preocupări. Deci, cum spuneam, aveți o forță și un curaj, care lumea vă recunoaște meritele prin acel curaj și forță și sunteți dumneavoastră baza. Dar trebuie să vă eliberați de aceste dubii și preocupări. Aveți dubii, zice că e corect să le aveți pentru că știți că ceva, că sunteți intuitivi și știți că ceva nu este în ordine, dar Îngerul Uziel totuși vă recomandă să vă eliberați, să creați o atmosferă liberă de aceste frici și preocupări, poate la locul de muncă sau prin aceste vești care le primiți. Oamenii mei dragi, acestea au fost puse, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. La revedere, numai bine! Haideți să vedem zodia Balanță. Iubire, pasiune intensă, veți fi fericiți, entuziasm foarte mult, dar văd că totuși aveți grijă la anumite ghinioane ce privește familia sau în anumite iluzii, adică minciuni. Există aici obscuritate, un dezechilibru. Poate nu există un echilibru în familia dumneavoastră cum ați dori să fie. Dar în același timp văd că fertilitatea nu vă lipsește, zodia Balanță. Și văd că vă veți vindeca prin drumurile care le veți face, poate călători. Văd că sunteți foarte visători în același timp și nu vă lipsește fantezia pentru a trece peste aceste obstacole, pentru a trece peste peste această dizarmonie. Văd că totuși veți fi entuziasmați, fericiți, veți primi iubire și văd o pasiune intensă aici. Haideți să clarificăm pentru zodia Balanță. Ok. Da, aici este crucea, adică în ce privește un sacrificiu, este, dacă sunteți într-o relație, există aici o relație karmică. Există pasiune și fericire, dar există și un pic de probleme în această iubire care o aveți dumneavoastră. În această zi, în iubirea dumneavoastră și în fericirea și acest entuziasm, poate pentru că ori sunt două opțiuni, ori sunteți protejați de divinitate, ori vă veți conecta la divinitate și acest lucru vă va aduce fericire și mai multă energie, mai mult entuziasm. De partea cealaltă, dacă nu dumneavoastră nu practicați meditațiile și nu vă conectați la divinitate, îmi spune că există aici o relație care există iubire și pasiune, da, dar în același timp există probleme în această iubire, în această relație, o suferință sau anumite, cum să zic eu, sacrificii și anumite ghinioane care le aveți. În ce privește această relație, este o relație care nu este așa simplă. Haideți să vedem. Și aici îmi spune totuși că din cauza că cineva este prea liber sau cineva poate fuge de responsabilități și acest lucru poate vă produce această dizarmonie sau poate din cauza anumitor vorbe care cineva vorbește prea mult sau bârfește și le veți auzi sau din cauza anumitor vorbe de pe rețele de socializare cu care intrați în contact. Poate pentru unii cifra 36 și 12 are importanță. De acolo duce și la acest ghinion sau dizarmonie sau din cauza minciunilor de pe rețele de socializare sau din cauza bârfelor, vorbelor. Wow! Și văd că vă veți vindeca prin drumurile care le veți face, cum spuneam mai devreme, și văd că veți avea parte de noi vești, noi informații,
Văd că veți avea parte chiar și de surprize. Vor veni în viața dumneavoastră care vă vor duce la vindecare, o reînnoire, o noutate, un nou început, noi vești, noi informații, chiar și o plăcută surpriză care duce la vindecare, cum spuneam. Haideți să vedem și ce vor să vă transmită îngerii pentru zodia Balanță. Să înfrunți fricile tale, o profundă transformare te așteaptă dacă te uiți și te privești în tine însuți, să înfrunți fricile, limitările și acele vechi iluzii și prejudecăți. Îngerul Samael, Domnul Carme, știe că nu este ușor să te liberezi, dar dacă îl vei chema în viața ta, va provoca o revoluție interioară care îți va aduce doar bine. Deci, oamenii mei dragi, eliberați-vă de acel trecut care nu mai merită, da? Și rugați-vă la acest înger, Domnul Carme. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea pentru Zodia Balanță. Eu vă sfătuiesc să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o, apăsați pe clopoțel, este gratuit și veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. V-am pupat, sănătate, Doamne ajută, la revedere! Zodia Vărsător, văd că veți avea parte de o melancolie, de o singurătate sau văd că destinul vă cheamă în această zi, vorbește de destin, da? În ce privește destinul dumneavoastră, o transformare, o schimbare care vă va duce la ceva destinat vouă. Sau veți avea un început astăzi, un început în ezoterism. Sau acest ezoterism, dacă vă ocupați de tarot, oracoli, astrologie, numerologie, în general meditație, etc., va duce la singurătate. Văd că există cineva aici care poate este mai arogant în jurul dumneavoastră, anumite discuții contradictorii. Și văd că nu mai aveți încredere, sunteți în ansie, sunteți indeciși, poate unii dintre voi nu doriți o sarcină. Văd o infidelitate, nu mai aveți încredere într-o persoană anume. Nici nu știu să le iau, să nu le iau. Da, aici a ieșit din nou 13, cifra 31. Deci, acest destin al dumneavoastră spune așa că veți avea parte de, în destinul dumneavoastră, în ce privește această singurătate, dumneavoastră veți avea parte de un noroc, de un nou început ce e destinat vouă să se întâmple acest lucru, care va duce la o creștere, la un succes. Soarele îmi spune de abundență, de căldură, de strălucire, veți străluci, se va face lumină în destinul dumneavoastră, se va face lumină în viața dumneavoastră, veți avea mai mult optimism, mai multă bucurie, se va face și claritate, să spunem așa, și îmi spune că veți avea parte de un mare noroc în destinul dumneavoastră, care e destinat să fie. Și cifra 31, doamnelor, dacă sunteți născută în 31 ianuarie, pentru dumneavoastră acest mesaj sau pentru cei care au numărul de destin 4. 4 a ieșit și aici, vedeți? Și văd că veți găsi soluția la problemele dumneavoastră în ce privește anumite discuții care le veți avea contradictoriu. Văd că ceva se va deschide sau se va închide. Deci această cheie, ori veți închide, ori veți deschide. Poate cu acest noroc veți deschide acest nou început care va duce la o descoperire, la o revelație. Anumite discuții sau anumite vorbe duce la o revelație. Veți descoperi ceva nou. Și totuși, dumneavoastră nu mai aveți încredere, da? Este o persoană care nu mai aveți încredere, nu vă mai dă încredere, dar eu vă spun că puteți să aveți încredere în această persoană. Deci, știu că nu mai aveți încredere, dar văd că aici puteți avea încredere în această persoană, în familia dumneavoastră, există stabilitate în ce privește casa și familia. Sau acolo există ansie, în ce privește o casă, vă va duce în ansie. Da? Acest lucru nu vă dă pace în ce privește o casă. Dumneavoastră sunteți inima casei și acea persoană care îi aduce stabilitate, care aduce
Noastră, dacă sunteți femei, poate e nevoie să fiți mai autoritară, poate e nevoie să fiți puternică. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru zodia Vărsător. Să vă eliberați de dubii și de preocupări. Este corect să aveți dubii, dar când vine din vocea dumneavoastră interioară, ea vă avizează că ceva nu este în ordine. Îngerul Uziel, forța lui Dumnezeu, te va ajuta să creezi o atmosferă liberă de dubii, frici și preocupări. Lăsați dubiile și preocupările deoparte și fricile. E normal să aveți aceste lucruri, zice, dacă vă spune vocea dumneavoastră interioară, dar eu văd că reușiți să căutați soluții, da? Veți găsi cheia la soluțiile dumneavoastră, la problemele dumneavoastră. În ce privește casa, stabilitatea și dumneavoastră aveți puterea necesară pentru a da ordine sau aveți reguli în casa dumneavoastră. Văd foarte multă putere și dumneavoastră sunteți acea femeie puternică care deține controlul în familie. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea pentru zodia Vărsător. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs și dacă doriți să-mi dați un like, care înseamnă foarte mult pentru mine. V-am pupat, sănătate, Doamne ajută, la revedere, numai bine!